Sunt cazuri care au indicații majore de colonoscopie, de screening în cancerul colorectal, în cazul în care există cancer în familie, în cazul în care există predispoziție genetică, e bine să se facă screening și determinare. Deci să vină să se prezinte la medic, pentru că, iată, tot ce se întâmplă astăzi în medicină încurajează pacientul să fie mai aproape de medic și să aibă acces la servicii medicale. Lucrurile au evoluat și nu trebuie să ne mai speriem chiar și de aceste proceduri care altădată poate ni se păreau mai dificile. Așa este. Este foarte important ca pacientul să vină la primele simptome și, de asemenea, dacă se poate, nu neapărat colonoscopie din prima, dar măcar să vină să fie consultat, să stea de vorbă cu medicul, să îi se facă să niște teste din scaun, de exemplu testul hemoragiilor oculte, care este foarte util și foarte eficient și care este total neinvaziv, poate depista cazurile incipiente de tumori ale colonului. De aceea, cel puțin în România, un screening prin TSM ocult ar fi binevenit. Sunt acum încercări, am văzut și Universitatea de Medicină și Farmacie are un grant cu acest, cu screeningul atât prin hemoragii oculte cât și colonoscopic, ceea ce este extraordinar pentru pacienți și arată că corpul medical este alături de ei și încearcă să-i ajute. De aceea este important ca pacienții peste 45 de ani sau peste 50 de ani, sunt diverse screening-uri. De obicei, americanii fac mai devreme, chiar peste 45 de ani. În America se face chiar de la 40 de ani screening-ul. Este bine să facă un TSM ocult, să vină să facă o colonoscopie dacă medicul consideră că este nevoie. Există, e adevărat, și cazuri mai deosebite la tineri care au în familie cazuri de cancere de colon sau cancere familiare care ar trebui să facă un screening mai precoce. Chiar acum există și niște teste genetice pentru a depista dacă moștenești gena oncogenă. Am văzut, au venit laboratoare de top care mi-au arătat acest lucru și poți să determine acea genă și după aceea eventual să faci un screening pentru a preveni și a depista din timp. Deci se pot face și în România astfel sigur de teste? Sigur că da, sigur. Se fac în Craiova. Se fac în Craiova. Da, da, da. Deci pacienții care știu că poate au avut antecedente în sigur, familie. Sigur, se poate face un test genetic să se vadă dacă se moștenește această genă oncogenă și după care, bineînțeles, că trebuie monitorizat și se pot depista din timp. Pentru că ați văzut și nici oncologia la ora actuală nu mai este o sperietoare patologia oncologică. Și aici s-au făcut progrese extraordinare. Adică în cazul în care sunt depistate din timp, foarte multe leziuni maligne pot fi tratate, eu zic, corespunzător. Mi-amintesc că am văzut un interviu cu o englezoaică de 100 de ani care avusese 4 cancere operate, avusese cancer de sân, cancer de col uterin, nu știu pe unde mai avusese, tiroidă, ceva, și care atinsese 100 de ani. Deci, ce înseamnă să le descoperi la timp? Da, să-mi tratez din timp și să monitorizez din timp.